Salutare tuturor și bine v-am regăsit la cel mai lung review din 2019, cel mai probabil. Nu știu cât o să-mi ia, dar de apucat tot trebuie să mă apuc. Nu mai pot amâna pentru că trebuie să desfacem acest S10 Plus și să-l luăm la bani mărunți. Am făcut recent un prim contact cu el și mai repede ca niciodată, fix din momentul lansării, am obținut un S10 Plus nou nouț în cutie, gata de luat la butonat. Și noi l-am luat, l-am butonat, am făcut poze, am făcut de toate și astăzi o să spunem toate lucrurile alea pe care nu le știam la momentul primului contact și toate lucrurile alea pe care nu ți le zic ceilalți. Sunt foarte mulți care s-au grăbit să vină imediat cu unboxing și review-ul. Noi o să-ți spunem dacă chiar merită mie aia de euro. Cutia neagră cu un S10 Plus cu un argintiu așa. Pe lateral scrie Samsung Galaxy S10 Plus pentru modelul meu. Văd pe lateral două e uri așadar avem un dual SIM, culoarea Prism White, prism, când zici prism sună ca prison S10+, Plus versiunea cu 128 de giga mai există o versiune de 1 tera și una de 512, nu, nu este încă la noi și îmi place că sunt sincer legătură cu uh, dimensiunea ecranului, zice că are 6,4 inch în diagonală, dacă ai lua în considerare un um, dreptunghi complet, dar aici, pentru care colțurile rotunjite, are 6,3 în diagonală și este un quad HD plus dynamic. Este o premieră. Alte câteva specificații pe care le vom uh, testa împreună și este printat uh, cu cerneală din soia. Deci este sustenabil, uite, are și carbon trust. Mă bucur că ambalajul nu mai este atât de opulent ca altă dată, pentru că până la urmă cutiile acestea au durată de viață limitată, că dacă tu mai păstrezi cutiile, Acum nu știu, ai tu un motiv în care probabil păstrezi cutiile, dar eu nu le păstrez. Cheiță în buzunarul ăsta. Și aici am niște manuale. Nu știu dacă exact așa o să vină un Quick Start Guide. SMG975F ne interesează. Nu știu dacă o să vină chiar așa la noi, pentru că este un early sample, sau, în fapt, nu, unul dintre ultimele sample-uri, versiunea uh, finală o să vină de la operatori. În interior este telefonul îmbrăcat în două rânduri de țiplă și îmi place SIDEF-ul ăsta. Nu se să spună Prism, mai putea să-i spună ceva cu SIDEF. Cam asta este senzația. În interior mai avem chargerul, care de acum uh, este alb mat. E aproape imposibil de focalizat pe el, o să încerc, uite, scrie Adaptive Fast Charging, dar se vede doar dintr-un unghi dar este același încărcător rapid care ajunge până la 9V cu 1.67A, doar că de acum nu mai este alb ca să se zgârie, este un mat, este un pic diferit. Asta e tot ce s-a schimbat. În cutie avem acest adaptor de la USB-C la USB-A, ca să poți să bagi un stick aici sau un alt cablu să faci transfer de fi fișiere și de setări uh, și mi îmi place că îl poți păstra pentru a băga pe USB orice vrei tu în telefonul asta. Eu îmi pun, spre exemplu, o placă audio externă ca să duc muzică la căști, dar accesoriile astea au început să devină albe, nu mai sunt negre. Mai am aici un în interior. A, uite ce frumos! Adaptor de la micro USB la USB-C. Asta îmi trebuie în mașină pentru alimentatorul ăla în sfârșit și un cablu alb de la USB-A la USB-C ca să se asorteze probabil la culoare și ăsta este mat de acum iar căștile tunate de AKG au fost poziționate așa fel încât să-ți dea senzația că nu au fir. Probabil că la Note 10 vom vedea niște căști wireless. Nu știu, nu știu. Până acum am cam ghicit. Da, în interior vei găsi firul. Este un fir, o combinație de fir în ăsta mat cu fir textil, dar căștile se aud ok. Au un pic de anulare a de fond, au și mai multe din astea de... Astea sunt rezervele, uite, sunt puse frumos și asta este pe cablu, pe fir. Sunt fix la fel ca astea. Fix la fel, tonate de AKG. Uite, astea sunt ambalate așa frumos, astea vin direct în pachet și îmi place că Samsung pune căști de foarte bună calitate în cutie dar pe alb așa, nu știu, îi las și păstra pe negru. Poate sunt eu subiectiv. Îmi place cum le-au pus. Așadar, imaginează-ți că dacă astea arată acum așa, cel mai probabil Samsung se gândește foarte serios să-l taie firul de aici. Telefonul. Așa. Și telefonul are pe el două țiple. Deci o să fie imposibil de filmat telefonul ăsta. Dar uite, în că tocmai ce am calibrat camerele și doar pentru că avem camerele calibrate și ne urmărești în 4K, poți să-ți dai seama că această culoare este Prism White. Daniel, punem aici pe ecran cum se scrie Prism White. Deci nu e Prison? Așa. Și ce avem noi aici? Avem o folie din asta pe care unii o să o păstreze dar eu o să fac așa pentru satisfacție, se știe. Și spatele acesta arată spectaculos pentru că de desubt văd prin stratul ăsta de Corning Gorilla Glass 5 pe spate, văd o chestie care dă în alb, dar o combinație de albastru. Deci eu cred că, până la urmă, tonul corect de culoare este SIDEF, SIDEFAT. Și ce-mi place mie? Că după ce toată lumea a renunțat la telefoanele albe, s-a întors Samsung aici. Dacă reușit să facă și buca bucata sa neagră din jurul camerelor pe alb, cum ar fi fost? Pentru că pe față nu mai poți să vezi nimic în afară de negru, eu mă concentrez un pic pe spate. Trebuie să apreciezi munca celor de la Samsung pentru că au făcut un telefon frumos și din spate. Foarte frumos echilibrat. Această cameră triplă cu LED flash-ul apropo cu CRI înalt, te încurajez încă o să nu l folosești, și senzorul de puls foarte mic băgat aici în margine și cu SPO2. Da, este un senzor de puls aici pe spatele telefonului de la Samsung deja de vreo 4-5 șase generații pe care puținul meu le mai folosește, dar e acolo, lângă această cameră triplă și LED flash, dar tot ansamblul ăsta este așezat frumos. Este așezat echilibrat, centrat, pe orizontală, așa cum ar trebui să fie la toate telefoanele. Nu strâmb într-un colț descentrat și atunci când o să-l așezi, chiar și fără carcasă, nu o să joace pe masă. Camera este protejată de o chestie ușor înălțată, ușor metalică, asta e senzația mea. Uite că pot să-ți arăt în unghiul ăsta. Și toat, există un mic camera bump, adică lentila este protejată de această chestie, dar mare grijă, această bucățică mică de sticlă care protejează lentilele, te încurajează să nu atingi cu nimic, că se poate ciobi destul de ușor. E mai mare decât era pe camerele de până acum și este sensibil. Este un strat subțire de sticlă acolo care se poate crăpa și după aceea, pa, poze. În cazul acela nu o să mai faci poze cu camera triplă de pe spate, o să faci poze cu camera dublă de pe față. Uite, Radu ne-a promutat un Samsung Galaxy Note 8 și eu o să-l pun lângă un Samsung Galaxy Note 9 se vede deja aceeași tendință echilibrată. Senzorul de amprentă care era pe spate la Note 9 s-a mutat pe față. Și dintr-o dată poți să vezi că proporțiile sunt ceva mai omenești. Nu mai este un telefon atât de mare pe cât e Note, dar Note era deja un telefon foarte mare. Și faptul că le-a ieșit un S mai mic lasă loc pentru un Note mai mare data viitoare. Dacă tot ne-am apucat să facem comparative, hai să mai aducem telefoane pe care să le așezăm. O să pun aici un uh, uh, un uh, Sony Xperia XZ3, așteptăm un XZ4 de la Barcelona. Așa arată lângă un iPhone 10S Max, are aproape aceleași proporții. Este fix la fel de mare. Ba nu, cu puțin mai îngust. Și de la ecranul lui 10S Max la asta este o diferență foarte mare, o să vedem în dată și lângă el o să aduc acum și un Mate 20 Pro cu care se concurează de altfel în piață pentru că bătălia este în momentul ăsta pe acest segment între zona, zona asta de telefoane. Și dacă ți-am arătat din spate un Mate 20 Pro o să recunoști și proporțiile unui S9 Plus. Se vede evoluția de la S9 Plus la S10 Plus. Eu cred că S10 Plus este telefonul cel mai interesant din tot acel line-up. O să ne uităm, dar am primit o piele de căprioare ca să fac treaba asta, să arate bine. Nu Numai sticlă, toată lumea e pe sticlă zilele astea. Dar uite, vezi, este o apariție uh, refreshing, pentru că prin culoarea asta nu se văd amprentele. Este sticlă, dar nu se văd amprentele. Bine, este sticlă pentru că toată lumea a abordat încărcarea wireless Sticla este aici pentru uh, a face telefoanele acestea ca spatele lor să poată fi curbat și toate cele de pe masă de la mine au sticla de pe spate curbată, de aceea abordează acest Corning Gorilla Glass 4 și 5, care poate fi curbată și este rezistentă, dar faptul că mai obținem și culori, iată cum a fost Mate 20 Pro, Uh, în loc de Space Gray și doar negru sau uh, acest bleu, e o, e o chestie bună. Va fi însă disponibil uh, S10 Plus uh, și în non-culori, ca să zic așa. Probă de cultură generală, de la stânga la dreapta. Sony Xperia XZ3, iPhone 10S Max, Samsung Galaxy S9 Plus, S10 Plus. Acesta nu este S9 Plus, este o glumă prea ușoară, este Mate 20 Pro, deși de sus arată identic și acesta este Note 9, căruia îi spun la revedere pentru că mă mut pe S10 Plus. Și să o facem ca la carte. Să începem în primul rând cu aspectul. Ți-am arătat spatele, hai să vedem canturile. Pe stânga avem butonul de volum. Serios? Butonul de volum pe stânga? Mă fac stângaci. Ce mai? De desubt este butonul de... Ce este asta, Radu? Bixby, dar să să vezi că de aici înainte nu o să mai fie doar pentru Bixby, poate fi mapat. În sfârșit, Samsung ne lasă să remapăm butonul de Bixby pentru orice ai vrea tu. O apăsare poate face un lucru, două apăsări pot face alt lucru. Hai să dau eu o țiplă de pe acest cant. Nu reușesc să-mi dau seama din ce este făcut cantul ăsta. Aș paria totuși pe un aliaj care să plece ceva din aluminiu. Este un material ușor care face tot telefonul să fie ușor la 175 de grame. Pentru telefon mare este foarte bine. Când îl prima dată mână, îl simți că este mai ușor decât un Note în cazul meu și e cam acolo cu S9+. Plus. Uh, grosimea 7,8 mm grosime și este bine dacă e în calcul că are și sticlă curbată pe față și pe spate. Mă, încă o țiplă, uite și tu, am găsit o pe față, ce facem noi aici? A, așa, Apropo, țipla de pe față, peste ecran, în dreptul senzorului de are o gaură și de asemenea la camere. La acest capitol, materiale foarte multe, un ecran bun, în partea asta de uh, structură metalică, iar pe spate, partea de încărcare wireless și bateria mai mare ca niciodată, fac telefonul totuși să ajungă la aproape 8 mm grosime. Pe partea dreaptă am un buton de standby care dacă la apăs de două ori activezi automat camera care se schide instantaneu. În partea de sus am un microfon și acces la sertarul pentru două nanosimuri, două nanosimuri sau un nanosim și un car microSD. Hai că am putea să punem totuși să fie și dual sim și să aibă și slot de card separat, doar întreb și eu. Mare atenție când închizi, închizi complet sertarul ca să păstrezi protecția la umiditate și praf. În cazul telefonului testat de noi avem IP68, de aceea mare grijă când închizi sertarul acesta. IP68 nu înseamnă că rezistă, dar rezistă la apă, la strop, dar nu te încuraje să faci duș cu el ca să mai intre abur prin zona difuzorului sau pe la conectorul acesta, care apropo trebuie uscat bine înainte să-l poți încărca din nou pe cablu și nu rezistă bine la sare ca niciun alt aparat electronic, dar ți-am mai spus lucrurile acestea. Samsung Galaxy S10 Plus este unul dintre cele mai performante telefoane din lume și costă 1000 de euro. De aceea îți recomand încă de la început, fă o investiție inteligentă și pune carcasă. Originală sau de firmă. Iar aici pe masă pot să-ți arăt câteva dintre carcasele originale care au ajuns deja la cei de la brand GSM. Acesta este carcasa cu protecție. E de vreo două generații similară, dar acum este pentru S10 Plus. Asta este din piele, nu știu, ăsta e bej. Niciodată nu, nu știu dacă e bej sau crem. Asta este cea cu LED. Asta e încă una de piele. Asta este de silicon. Asta este încă una de piele. Și asta este cu LED-uri pe turcoaz. Și nu mă pot decide, Radu. Mă ajuți? Iar din coace sunt unele ceva mai accesibile, dar cel puțin la fel de interesante, de la Just Must pe care și pe acestea le găsești pe brandgsm.ro. Ai linkuri către aceste carcase în descrierea clipului. Deci pe care mi-o aleg? Clar, nu? Clar, nu am carcasă. Piele. Deci s-a zăpăcit camera, este un verde albastru. Un fel de turcoaz mai închis. Și dintr-o dată a dispărut camera -bampu. Camera este mult mai bine protejată. Carcasă. Și carcasele astea originale sunt foarte subțirite. Nu se simte că e gros. Dacă ai văzut printre primii clipul, ia tu înainte să dispară de pe stoc. Aceste carcase din piele dispar primele, însă eu îmi doresc foarte tare să se întoarcă alea cu alcantara, de la Note 9 le aștept. Pe partea din față sunt lucrurile cele mai spectaculoase. Samsung a împins marginile acestea la maximum posibil. Uite, spre exemplu, în partea de jos, bărbia este mai mică ca niciodată și în partea de sus s-au dus până la limită și au ales niște wallpaper-uri de deștepte care maschează, fii în toate, dacă încerci să schimbi, maschează zona de cameră. De aceea îl deblochez. Uite, vezi? Alt wallpaper, același efect, dar dacă mă duc și, uite, și în aplicație și în, în toată zona asta în care folosești telefonul, nu vei vedea camerele câtă vreme utilizezi wallpaper-urile lor. Dar dacă intri într-o aplicație, cum este, spre exemplu, cea de apelare, pe 10 plus vei vedea această gaură dublă tăiată cu laserul, astfel încât să ocupe minimum de spațiu pentru camere. 6, 3 inci așadar în diagonală, cu o rezoluție de 3040 pe 1440, nu? Cam așa. Un fel de 19,9 pe 9. Un ecran lung, dar îngust, ca să poată fi folosit cu o singură mână. Însă, pentru mâna mea este deja prea lat. Așadar 6,4, 6,3, 6,4 este un pic prea mult, un pic prea mult. Eu un telefon pe care îl voi folosi cu siguranță cu două mâini, așa cum am obișnuit și la Note 9. Lățimea este cam pe acolo. Ecranul acesta este special, nu doar pentru că nu are noci, o chestie pentru care i-am felicitat deja pe cei de la Samsung, dar și pentru camerele de aici și pentru senzorul de amprentă din ecran, care este ultrasonic și este o tehnologie care nu necesită lumină atunci când deblochezi. Poți să deblochezi telefonul fără să-l aprinzi. Apeși aici, ai un ușor răspuns haptic și se deblochează instantaneu, iar senzorul ultrasonic este greu spre imposibil de păcălit, adică încă nu l-a păcălit nimeni. Prin comparație, da, mai există senzori de amprentă în ecran și te-am arătat aici mai 20 Pro care are nevoie de lumină, la fel ca un OnePlus 6T. Acelea două au senzori de amprentă care îți scanează degetul și au nevoie de lumină ultrasonicul, are nevoie de mult mai puțin spre deloc. Asta înseamnă că senzorul de amprentă din ecran este singura metodă de deblocare biometrică, pentru că pentru recunoaștere facială nu mai avem senzorul de iris, cum am avut pe S8, S9 și noturile 8 și 9. Ăstuia o să-i duc dorul. Dacă te duci în telefon la securitate biometrică, nu mai găsești decât amprenta și poți să mai adaugi evident parolă sau PIN. Sufăr mai mult după recunoașterea irisului decât după gaura mare a Face ID-ului din iPhone. Sincer. Nu o să trec de ecran până nu spun câteva chestii pe care doar ciudații le înțeleg. Rezoluția asta mare nu e nimic dacă nu ți spun că suportă și HDR 10. Și e primul telefon care suportă așa ceva. Practic e capabil să ia uh, filme la cel mai înalt nivel de procesare și să suprapună două feed-uri video astfel încât să ți dea cea mai bună imagine. Doar că încă n-am văzut niciun film pe HDR 10. Dar sigur o să apară, în an. Asta o să-l facă un telefon foarte bun și pentru video, pe care însă nu îl va umple pe tot ecranul decât dacă tragi tu de ecran. YouTube pleacă uhuh. în 16 pe 9 cu niște margini atât de mari și dacă faci așa o să-l umpli. Și abia atunci o să vezi uh, decuparea de aici, dar este mult mai puțin intruzivă, mult mai puțin deranjantă decât la iPhone pe același clip și dacă te uiți în original nu o să deranjeze absolut deloc. Și apropo, mă pot duce la 1440p la rezoluție, iar video pe acest ecran se vede într adevăr spectaculos. Nu spectaculos, genial. Este cel mai frumos ecran de până acum pe un telefon, da, este. Bine, sunt deja ecrane foarte bune cu tehnologie OLED sau AMOLED la LG pe G7 și la Huawei pe Mate 20 Pro care se apropie foarte mult. Dar la prima mea vedere, senzația mea este că cel mai clar rămâne cel de la Samsung cel puțin în momentul ăsta, că nu am plecat încă la Barcelona la momentul filmării unde se lansează niște telefoane. Ar să mai prindem un pic de viteză și să-ți spun specificațiile. I-am făcut evident benchmark-uri și așa cum ne așteptam, pentru că are cea mai nouă generație de procesor, a obținut niște scoruri spectaculoase. Cam atât de spectaculoasă este pe locul 1 cu 327.057 de puncte și asta este în versiunea fără Snapdragon, este cu Exynos. Vă spuneam eu că vor fi diferențe între piețe, cei din America vor primi Snapdragon 855, noi avem un, hai să vedem eu exact cum îi zice, un Exynos 9820. Acest scor este obținut, mare atenție, pe versiunea de bază a lui S10 cu doar 8 GB de RAM. Dar gândește-te că există și versiune cu 12. Sunt tare curios ce poate să facă acolo. Mai multă memorie RAM înseamnă mai multă productivitate și în modul DeX cu care ne-am jucat un pic. O să mai revenim puțin la el mai încolo. Se vede foarte clar și duce aproape orice. Îl poți confunda cu un calculator cu ușurință, însă nu a apucat să testezi partea de editare video, care aia mănâncă foarte mult procesor, Efectiv, nu știu, nu mă lasă inima să încerc așa ceva pe un telefon încă. Dar trebuie să o facem. Samsung zice că merge, noi o să încercăm. Avem șase nuclee la dispoziție plus încă două neurale, adică inteligența artificială, bine, un machine learning mai avansat care optimizează telefonul în permanență. Procesorul acesta funcționează uh, la niște frecvențe înalte, dar consumă mai puțin curent pentru că are și ricele din interior mai subțiri. A ajuns la cât? 8 nanometri, nu? Deci... 8 nanometri este atât de mic încât ai nevoie de microscop ca să înțelegi ceva. Bine, aveai nevoie și înainte, dar acum chiar te stăuți mult, mult mai adânc acolo. Asta înseamnă că va consuma și mai puțin energie decât la dinainte. Avem o îmbunătățire de vreo 20-30% la eficiență și la performanță în același timp, ceea ce e mare lucru. Procesorul grafic și ca să vă demonstrez cât de performant este arte să facem gaming, pentru asta o să îl dau lui Codrin pe mână, este un Mali G76 MP12 cu 12 nuclee. Pe acceleratoarele grafice de jocuri pentru telefoane, numărul de nuclee sunt importante ca să ducă cât mai bine în jocuri. Mai mult de 12 încă n-am auzit pe niciun telefon. Și deja oricum a bătut în benchmark-uri telefoanele de gaming pe care noi le-am chinuit aici în decembrie. Vă spuneam că face toate lucrurile astea pe 8GB de RAM, dar este un LPDDR4X. Pe versiunea cealaltă de 1TB ajunge până la 12GB. Rămâne să testăm în viața reală cât de mult contează, pentru că experiența mea de utilizare pe un Note 9 cu 8GB de RAM versus un Note 9 cu 6GB de RAM nu a diferit deloc. Repede despre conectivitate. Acesta este ultimul telefon limitat la 4G, dar ce LTE are pe el? Telefonul ăsta este din categoria 20, adică poate să tragă până la 2 GB pe secundă. Bine, nu o să dea niciodată o rețea mobilă 2 GB prin 4G unui singur utilizator. Dar nu cred că există operator de telefonie care să ți dea acces cu 14 conexiuni simultane ca să ajungi la un teoretic 2 GB pe secundă download și 320 de mega pe secundă upload, megabits și gigabits apropo. Dar există un S10 pregătit și pentru 5G și despre el o să vorbim în cu totul alt clip pentru că este un pic diferit, un pic mai mult. Pe partea de Wi-Fi, Samsung a implementat un Wi-Fi care merge până la AX sau un Wi-Fi 6 și care va fi foarte bun în zone aglomerate, mai ales în aeroporturi. S-au gândit la cei care vor să aibă un telefon mai rapid decât ceilalți de lângă ei și să poată trage mai mult. Și pe telefonul acesta ai la dispoziție funcția aceea de descărcare rapidă, dar trebuie să o cauți undeva pe aici prin setări, la Connections, um, More Connection Settings, și download booster. Dacă ai o cartelă pe 4G, poți folosi și Wi-Fi-ul și cartela ca să trimiți mai repede imaginile alea la redacție și să montăm. Bluetooth, -ul? evident 5.0 cu dual sound și toate setele de care ai nevoie. Uh, dual audio, ringtone sync și cam atât, nimic spectaculos. Ei spun că va avea conectivitate mai bună în spații aglomerate și pe GPS și pe Wi-Fi și pe date. Adică o să se localizeze cât poate el de repede ca să știe Google unde ești. Printre primele aplicații pe care le descarc pe orice telefon nou este evident Hip Menu, pe care am testat-o ultima vreme cu mare succes, iar astăzi chiar am mâncat, ca acum Lorena, pui de baltă în sos de vin. Deci am găsit pe Hip Menu inclusiv pui de baltă în sos de vin. Îmi place foarte mult aplicația pentru că putem să facem comenzi de grup. Pur și simplu le zic celor din grupul nostru dacă vrem să plătim toți cu cash sau card. Adaug un cod dacă am și apoi share linkul cu toți ceilalți prin mesaj sau prin WhatsApp și la sfârșit putem să plătim împreună sau separat. Economisim așadar costurile de expediere și vine mâncarea deodată. Hipmenu este gratuită la descărcare și nu adaugă costuri suplimentare pentru tine, iar în aplicație poți să comanzi inclusiv mâncarea pe care să o ridici tu de la restaurant și mai nou să-ți faci rezervări la restaurante din apropiere. Repede despre cameră pe care am scos-o deja la o tură prin oraș. Camera care de fapt este pe spate triplă. Vă spuneam, avem trei camere. Camera 1, eu sper că asta este ordinea corectă, dar vă spun că cifrele sunt următoarele. 12 megapixel cu stabilizare optică și pixel de un micron de la stânga la dreapta, da? Cu unghi de 45 de grade. O să vedem ce înseamnă imediat. Ai răbdare. Camera a doua, tot 12 megapixeli, dar este mai largă puțin. Și asta este camera principală atunci când deschizi aplicația de cameră. Și are și asta stabilizare optică, dar are un pixel un pic mai mare. Pe asta o vei folosi, vă spuneam, cel mai des, da? Și apoi ne ducem la camera a treia, care are 16 megapixeli, este aia ultra-wide, care îmi place foarte mult, însă nu are stabilizare optică, dar are stabilizare electronică și are pixel de un micron. Unghi de 123 de grade, diafragmă f2.2. Ce înseamnă asta? Păi hai să vă arăt. Pentru că am fost la cafea și la florărie și la brutărie. La toate trei. O să vă arăt în primul rând uh, poze. Așa arată și o să le urcăm și pe blog, așa arată o poză pe wide. Împotriva soarelui, la orele dimineții. Iar detaliile sunt foarte bune, adică pot să fac zoom și să văd numărul de matriculare al auto autobuzului în această poză. Deci cei 16 megapixel chiar sunt acolo. Camera principală vede așa, care nu este rea deloc. Uite te la stâlpul ăsta, că nu este deformat. Asta m-a interesat, ca formele acestea să nu, să nu fie strâmbe. Și asta este camera care apropie. Deci camera care apropie, camera principală și camera wide. Stai că mai am niște exemple. Asta este un wide iarăși foarte reușit, da? Deci din... nu am mișcat mâinile. Efectiv am îndreptat camera către, către flori și pe larg văd toate florile de pe raftul ăsta. Din aceeași poziție, așa văd dacă țin pe camera principală și dacă dau pe camera cu zoom, văd doar florile galbene. Deci, cel mai strâns, mediu și larg. Fără să fi mișcat telefonul, am obținut trei niveluri de apropiere. Dintre cele trei, vă spuneam asta îmi place cel mai mult când încape cel mai mult, dar trebuie să ai mână destul de fix, fixă, de sigură atunci când faci poze. Pe asta o să folosesc cel mai des și este foarte cinstită, dar ce mă interesează pe mine că între cele trei nu sunt diferențe de culoare și nu sunt diferențe de, asta, cromatice și de formă prea multe. Evident, camera cea mai white pe margine se deschide, este fisheye și încearcă ea să compenseze cât poate de mult și reușește până la un punct, că totuși este un fisheye, este aproape un fisheye, este un ultra wide, da? Dar eu sunt mulțumit de rezultat și zoom între cele trei poți să faci în timpul filmării uh, și va face o tranziție seamless prin cameră între cele trei tipuri de încadrare. Uite, spre exemplu, din ușa florăriei am prins tot raftul, toată vitrina și pe proprietara floreriei acolo în spate. Uh, și mi îmi place foarte mult cum ai și poza asta. Te pot să dau zoom și se vede clar tot ce am surprins eu acolo. Aici am făcut un pic de focalizare selectivă, am făcut o poză cu un pic de boche. O să le postez și pe Instagram și aici m-am jucat un pic cu niște efecte. La focalizarea live, în funcția respectivă, poți să alegi să modifici fundalul, să-l faci neclar sau să-l să treci în alb-negru și asta se face direct din cameră, fără nicio aplicație suplimentară. Uite și pe doamna de la florerie, care nu credea că este fotogenică, dar eu cred că este de treabă și are o florerie veselă. La fel am focalizat pe dânsa și direct din cameră am obținut aceeași fotografie cu fundal alb-negru. E artistică sau nu e artistică? E numai bună de postat. Aici am făcut o panoramă, o panoramă, să zicem așa, incompletă și deformează foarte mult. Este imposibil să obții altfel o astfel de panoramă. Și asta este o panoramă completă de a vreo 270 de grade mie și mie. Mai avem un pic și mă întorceam înapoi la alea asta. Vedeți că alea începe de aici și bucata asta de alea e cea de aici. Și dacă fac zoom se vede destul de clar, dar puțin lume mai folosește o panorame atât de largă. Aceeași poveste cu, cu mâna nemișcată. Asta este încadrarea pe camera de zoom camera principală și camera ultra-wide. Din nou, m-au interesat, interesat formele geometrice, dacă deformează și culorile și cred că le-a respectat destul de bine. Aici am încercat să fac și slow motion, super slow motion, dar au făcut băieții ceva și mai reușit. O să vă arăt îndată. de cam așa arată. Super slow motion-ul se face în 720p deși camera este în stare de 4K la 60 de frame-uri pe secundă și are și niște moduri inteligente pentru mâncare. Și acum o să fac un ex, mic experiment cu voi și o să vă arăt uh, trei fotografii cu aceeași chiflă. O să vă se facă foame, sunt foarte bune astea la bruteria de lângă noi și o să, uh, o să vă pun să ghiciți care dintre ele este făcută cu modul inteligent uh, care intuiește automat scenele și o să vă arăt cum funcționează după aceea. Trei poze. 1, 2 și 3. Care dintre ele este poză făcută pentru food? Care este pe automat? Ultima, Ultima este pe modul food, într-adevăr. Ai un mod food direct în cameră. A doua este cu optimizarea scenei, care este separată de modul food și mi se pare că e mai autentică pentru că aici, spre exemplu, chifla dintr-o dată de la clar trece la neclar. De, de șarfarea nu este foarte bine făcută. Efectul bokeh este puțin fals. Aici este, mi se pare, mult mai bine făcut. Uite, chifla asta este clară. Uite ce bine se văd semințele de susan. Uite ce bine se vede glazura. Ai poftit? Hai că mai am. Uh, mai am mâncare. Și asta este pe modul neutru, fără niciun fel de îmbunătățire. Uh, culorile nu mai sunt la fel de vii, dar sunt mai adevărate un pic. Așa arată cum îți imaginezi tu trebui să arate, așa arată în realitate. Și camera poate fi așadar și foarte sinceră dacă îi cer chestia asta. Alte fotografii pe wide, aceeași cutie cu chifle pe super wide în care încape toată brutăria și toate pozele arată evident foarte, foarte fine. Uite niște detalii, niște macro, dacă îți plac croasantele cu prosciutto. Mai am mâncare. Poză făcută prin vitrină la tort. Recunoaște automat scena și optimizează pentru mâncare. Niște plăcinte, iarăși foarte bune. Din nou, food, AI și standard. Aici este un uh, white cu toate brutăria și din nou mi-a plăcut că pe margine aici s-a străduit să nu-mi strâmbe pereții, să nu pară ca de pe un GoPro care a deformat foarte tare. Și dacă fac zoom, văd și prețurile. Deci pixelii sunt acolo. Uite, așa arată pe normal și așa arată pe zoom. Hai că mi luat în serios, am făcut niște poze bune. Uite și pe Radu, că și s-a jucat puțin mai devreme și a făcut o filmare cu selfie și cu bokeh. A, uite, so super slow -mo. Dacă ai suficientă lumină, super slow mo pe acest telefon e spectaculos. Uite și tu ce bine arată. Și videza, în realitate, era cam așa. Foarte, foarte fain. Toate fotografiile pe care le vezi o să le punem și pe blog. Uite, eu mi-am făcut poze și aseară pe acasă și am observat o chestie. Chiar dacă în preview... Uh, Lumina de sus din tavan era arsă în realitate fotografiile mi-aș așa pentru că făcea HDR pe camera frontală Și le suprapunea foarte clar Asta sunt pozele pe care le-am pus pe insta Pentru partea de filmare însă am făcut ceva Și am, am filmat din mână Pentru că este o funcție uh, În aplicația de cameră care apropo este mult îmbunătățită de acum arată cam așa La video am, o, am aici o, un buton pe care dacă apăs trece în Super Steady și în Super Steady mai decupează și sunt tare curios dacă ce mi s-a părut mie este adevărat. Să mă duc înapoi în galerie și o să vă arăt o filmare din mână. Așa arată filmarea direct din mână, fără gimbal, fără nimic. Și ca să arăt ce am, am surprins puțin mai devreme, o să schimb în dată. Muncește procesorul fantastic de mult ca să obțină această stabilizare, dar eu sunt tare curios... Ia uite, rezoluția este doar Full HD. Trecus în camera în 4K, 60 de frame-uri pe secundă, ceea ce mi-arată că folosește tot senzorul pentru a face stabilizare și optică, dar și electronică și să obțină acest efect, similar cu ce am văzut la GoPro. Acum o să-ți arăt am, aceeași ale filmare din mână 4K fără stabilizare. Așa ar fi arătat dacă nu aveam acea super steady, diferența că aici am mai mulți pixeli, am 3840 pe 2160 și fișierul este sensibil mai mare. Deci dacă nu te interesează rezoluția 4K, da, poți folosi telefonul ăsta să filmezi cu el din mână. La sporturi extreme va fi binevenit. Hai să vă și un sample de filmare. Camera frontală suportă de acum 4K și am tras 4K și vreau să văd cum se aude filmat pe stradă și cum se vede. Și cam așa se vede și se aude camera frontală în 4K de pe 10 La cum văd eu, culorile nu arată rău deloc. Dar cât sunt timp mâna, cam la maximum, ca să mă văd fix cât mă vedeți în momentul ăsta. Este peste ce am văzut până acum, dar sunt tare curios cum arată la final. Mi se pare că la zgomotul străzii a reușit vocea foarte bine. Folosește atenuarea zgomotului de fond, excelent și e un telefon cu care poți face vlogging, te poți înregistra și pe stradă și vocea ta vine peste zgomotul de fond, ceea ce este foarte bine. Nu sunt pregătit să decid că este cea mai bună cameră din lume, dar dacă cea de pe Note 9 era printre cele mai bune, asta este un pic peste. Și un pic peste este tot ce putem obține în momentul ăsta pe telefoanele mobile. Mă bucur foarte tare că am o cameră wide, super wide, care se vede foarte bine, pentru că aveam până acum doar pe mei 20 Pro sau pe LG-urile de la G5 încoace. Și este corect implementată și arată foarte, foarte fain, filmează 4K, chiar dacă nu are acea stabilizare, dar pe white contează mai puțin. Cât de bine se vede camera, vă rog pe voi să decideți. După ce vă uitați în articolul de pe blog, lăsați-mi un comentariu și spuneți-ne. Și o să ne apucăm și o să lucrăm serios la un comparativ după ce se lansează și noul G8 și ce telefoane noi mai vin la Barcelona, la Mobile World Congress ca să vedem care este cea mai bună cameră de telefon în 2019, dar mai avem până acolo. Camera frontală. La camera frontală v-am arătat filmarea, dar mă interesează să vă arăt totuși aplicația. Sunt câteva chestii bine implementate, camera, aplicația de cameră este mult, mult diferită față ce am văzut până acum. Pe mine mă nedumerește chestia asta de trecerea dintr-o persoană în mai larg. Cred că pe modul ăsta face cumva o decupare de pe senzor, astfel încât să stabilizeze când țin în mână, pentru că am văzut o stabilizare destul de bună, dar mai am funcția asta de live focus și de aceea există cameră duală. De aia sunt două camere aici, pentru că una dintre ele se uită la mine și cealaltă se uită la fundal și trebuie să facă diferența între cele două, cel puțin în software. Uite, cam așa. Ce-mi place este că pot să fac poza și să decid apoi ce vreau să fac cu fundalul. Așa arată cu un boche cât de cât, dar dacă vreau să schimbe fundalul, apăs pe spin și vedeți că face așa un fel de cer de jur împrejur. Pot să fac un zoom, să pare ca și cum trec așa prin o gaură de vierme, o chestie temporală și pot să, să, accentuez sau să scad intensitatea blurului. Pot să las să vadă chiar clar ce era în spate și cel mai mult îmi place acest efect în care fundalul este decolorat complet și pot să-i schimb cât de neclar să fie, eu cred că de sweet spot e pe la 3 pe aici. mult mai spectaculoase și încă o chestie, hai să dau save ca să o și postez. De acum, dacă ți-ai instalat aplicația Instagram și te-ai conectat, ai buton de Instagram direct în aplicația de cameră. Și asta este o chestie foarte tare. Pur și simplu ai făcut poza și direct din aplicația de cameră ai ajuns în Story și ai dat post. Și așa s-a dus un Instastory cu S10 din momentul în care l-am făcut în câteva secunde fără să trăiască să fac poza, să ies, să mă duc în Instagram, uite-l aici. S-a aici, să a aici. Pur și simplu am simplificat și totul a plecat mult, mult mai repede. La cameră, pe lângă Live Focus pe care o să-l folosești pentru selfie-uri, pentru poze ai la dispoziție white sau așa mai puțin. Însă ce mai place e că poți alege de aici cum să arate pozele tale, ce format să aibă. O să ai 9 pe 16 sau 1 pe 1 sau pe, pe toată fața telefonului să fac o poză mare pe care da, apoi o, o poți folosi, spre exemplu, ca wallpaper pentru telefon. În cea mai mare parte a timpului eu te încurajez să le faci 9 pe 16 dacă ai de gând să le folosești pe Insta sau în 3 pe 4 dacă ai de gând să le pui ca postări pe Facebook sau pe Insta, nu pe story ce îmi place, că dacă întorc camera, își dă seama automat că se schimbă proporțiile și trece în 16 pe 9 din 9 pe 16. 9 pe 16 e pe verticală, 16 pe 9 este pe orizontală. Și am aici niște efecte pe care le pot adăuga dacă apăs din nou foarte simplu. Am temporizator, recunoaște și gesturi, adică face selfie-uri, ridic palma și va declanșa automat. Și partea de filmare pe care ți-am arătat-o puțin mai devreme. Pe camera principală am, pe lângă această stabilizare pe video și acel super slow mo pe care ți l-am arătat, super slow motion merge din ce în ce mai bine, pe slow motion poți obții filmări foarte bune, surprinzător de bune. N-ai neapărat nevoie de super slow motion pentru a obține așa ceva. Și hai să mă întorc înapoi la cafenea unde am rucat o fată, o barista, să mă lase să filmez în timp ce făcea laptele. Stai că mai aveam. Go. A? Hai că arată bine. În slow motion lucrurile evident durează ceva mai mult, dar efectul este cam așa. Mai trebuie de la montaj, de mine mi se pare foarte tare. Era foarte aglomerat în cafenea și m-am dus acolo pur și simplu și mi-a făcut o inimioară care ei a luat 2-3 secunde. La mine pe cameră în slow motion a durat ceva mai mult. Pot să -o și editez după aceea, pot să o, -o sau să -o modific. Detalii este un Full HD, dar este ceva mai clar decât la Super Slow Motion. Deci în Slow Motion nu poți obține filmare 4K de pe telefon deocamdată, dar eu zic că e ok. Plus că această cameră este capabilă să filmeze direct în telefon în HDR10. Nu am reușit eu încă să o conving să facă chestia asta, dar mai lucrez. Ar să fie aici la setări. Așa. Aici trebuie să setezi rezoluția și la Advanced Recording Options trebuie să duci la High Efficiency Video și la HDR10 Plus Video. Aici am nevoie de un device care să fie suportat. Deci e o chestie de soft. Aștept un update de soft ca să pot filma în HDR10 și vă spun cum a ieșit. HDR Rich Tone, Apply When Needed, Selfie Shape Correction, Location Tags. Sunt o mulțime de setări suplimentare. aplicația este mult îmbunătățită. Doar aplicația de cameră de pe Android 9 pentru 10 Plus este radical schimbată și merită un review separat dar pe scurt cam așa arată. Food, cum ți-am arătat mai devreme, focalizează pe mâncare, panorama pe care ți-am arătat-o, modul Pro în care poți seta tot ce vrei tu, live focusul pe care de asemenea ți l-am arătat pentru mâncare și alte uh, chestii și pe foto unde pot comuta foarte simplu între larg, normal și strâns și ca să fac zoom, uite o chestie faină, poți să iei uh, shutter de aici, îl tragi aici și o să poți declara din altă parte chestii pe care nu le descoperi decât dacă începi să butonezi. Iar aici este butonul de scene optimizer pe care te încurajezi să îl lași pe on pentru că este acea funcție AI care îmbunătățește calitatea pozelor, recunoaște automat mâncare, animale, peisaje, fețe și așa mai departe. Eu țin flash-ul întotdeauna pe oprit, ai și un Temporizator, dacă stremură puțin mâna sau e o situație cu un pic de shake, mai vine pui temporizatorul pe 2 secunde și în momentul în care declanșezi, așezi camera cum trebuie și va face peste 2 secunde poza, o să-ți pozele mult mai clare. Bun, am vorbit despre cameră suficient de mult, merită vă spunea mult mai mult timp, dar aș vrea să vă vorbesc și despre noul Android 9 cu One UI pe 10S unde o să mai aibă foarte mici baguri, eu nu prea am găsit multe, dar... Dar are niște chestii interesante cum a fost, pe exemplu, notificarea pe care tocmai ce ai văzut-o. Există un loc unde poți activa ca notificările să vină ca niște buline de genul ăsta pe care dacă dai, ți se deschide notificarea și o poți citi într-o astfel de fereastră. Și mie mi-a venit acum, spre exemplu, un comunicat de presă coincidență, nu l-am cerut, eu a venit el singur și pe care dacă nu vreau să-l citesc, pot să dau delete de aici și văd în continuare uh, aplicația de e-mail pe care o pot și închide. E o variantă mai rapidă prin care pot gestiona notificările, care altfel vin de aici și am descoperit o chestie. Că am camera duală aici, de cele mai multe ori fiind dreptaci, am tendința să trag din colțul ăsta. Prima dată o să văd widgeturile și a doua să văd widgeturile. Dacă vreau să văd notificările, atunci când sunt, ar fi mai bine să te să le tragi de pe stânga ca să nu tot dai cu degetul murdar peste camere. Dar dacă tot am tras de sus, hai să vedem repede widgeturile care vin mai jos decât de obicei și se împart în mai puține trei ferestre unde poți să-ți activezi toată partea de wireless. Acum, spre exemplu, eu sunt în power mode ca a făcut Radu Benchmark, dar poți să comuzi de aici, spre exemplu, într-un mod optimizat sau într-un mod cu eficiență mai mare a bateriei pentru a limita viteza procesorului. Poți să activezi de aici wireless power share-ul când voi încărca alte device-uri și să ne jucăm cu asta imediat. Trebuie de fiecare să activezi înainte să folosești, că nu stă tot timpul pornit. Datele mobile, blue light filter-ul, care, apropo, pe telefonul acesta, chiar și dacă nu îl activezi așa ca să îngălbenește cranul, e idee bună să o faci seara, emite mai puțină lumină albastră, Toată ziua. Radul pe telefonul lui din câte am văzut el își ține Blue Light Filter activ toată ziua ca să nu-l deranjeze lumina de la telefon. În cazul acestui nou ecran, pe Dynamic AMOLED, Samsung a reușit să scade lumina albastră chiar și în timpul zilei, chiar dacă nu îngălbenește, vă spuneam, ecranul. Mai am Smart View, Secure Folder, NFC, lucrurile pe care le mai știu. Am și un mod în care pot să dau telefonul copilului că îl trec în modul de copii. Dolby Atmos funcționează pentru căști și Bixby Routines, care um, înseamnă să faci niște acțiuni una după alta. Spre exemplu, când pleci de acasă, să oprească notificările, să se conecteze prin Bluetooth la mașină, să pornească navigația către serviciu și poți să faci mai multe lucruri de genul ăsta. Există o aplicație similară, se numește Shortcuts și pe iOS și merită și acestea un video separat despre care să mai vorbim. Night Mode este modul meu preferat și după ce termin review o să-l activez și așa o să păstrez telefonul pentru că trece toată interfața într-un fel de dark mode, adică tot telefonul trece pe negru și fiind un ecran cu AMOLED, acolo unde va fi negru, e că nu va fi stins și o să mai optimizez și bateria și nu mai emit atât de multă lumină către ochii ăștia doi cu care te să trăiesc tot restul zilelor mele. Și ultima este navigation bar-ul pe care pot să-l inactivez așa și să trec pe gesturi și obțin și mai multe ecran dintr-o dată și asta te va ajuta dacă te uiți la mult video ca să nu ți rămână bara activă și va trebui să te obișnuiești cu aceste gesturi. Uite așa. Swipe and hold și dacă ții așa, o să se activeze Google Assistant, tragi de aici în sus, o să se deschidă aplicațiile recente și tragi de aici și te întorci. Și o să mă întrebi acum, da, da, cum fac să deschid două ferestre? Că pe telefoanele Samsung, pe un ecran atât de mare, cu atât de multă putere de procesare, vrei să folosești două aplicații simultan, nu? Poate tu nu, dar eu da. Și am descoperit că dacă fac așa, nu găsesc butoanele de unde să dau să văd în două ferestre. E o chestie care încă mai trebuie optimizată. Nu a fost adăugată încă în software. Uh, cel puțin nu s-a nu adăugat un buton pentru asta, dar este un gest. Gestul este următorul. A, nu cred. Serios? Da. Mai mai. Și asta nu suportă multe window. Deci, open in split screen. Și acum pot să deschid calendarul, spre exemplu, aici. Turn on. Deci, One UI, trebuie să înveți scurtături noi dacă vrei să folosești split screen-ul. În plus, iconițele mi se par mult prea mari dacă vrei să rezolvi chestia asta, ți-a apăsat pe ecran, pe ecranul principal și te duci la Home Screen Settings și la Home Screen Grid poți să treci pe 5 pe 6 și o să încapă 5 aplicații pe un rând. Este cea mai densă formă pe care o poți obține. Ia să vedem, pot să duc ceasul, pe exemplu, aici, între astea? Sigur. Și întotdeauna am 5 aplicații jos. Dacă am dita mai ecranul, aș vrea să pot folosi câte 5, că am vedere destul de bună. La apps trebuie să fac fix la fel, dacă vreau să schimb densitatea și... Hai, screen, Home Screen, Apps 6, Apply. Și acum, dintr-o dată, îmi încap mai multe, iar sortarea lor o faci tot de aici. Sort, Alphabetical, așa cum ar trebui să fie și acum le acum le-am pe o singură pagină. Și dacă tot am ajuns aici, avem o grămadă din aplicații din suita Google, adică cel puțin 8. Bine, au ei și mai multe. Cele de la Microsoft, OneDrive, Office Mobile și LinkedIn. Word-ul, excel -ul și PowerPoint-ul nu mai sunt instalate by default. Cele de la Samsung puse într-un folder separat. Ai Health, SmartThings, Messages, Internet, Galaxy, Wearable, Email, My Files și Voice Recorder. Însă aș vrea să îți spun foarte scurt despre aplicația lor de internet. Am o bifă albă totuși pentru aplicația Samsung Internet care suportă niște add-ons. Iar la capitolul add-ons, în afară de Amazon Assistant, ai opțiunea de a adăuga Content Blockers iar eu am adăugat Adblock Plus pentru Samsung și Disconnect for Samsung. Sunt două extensii, una care blochează publicitatea și cealaltă tracking-ul anumitor site-uri care încearcă să ți ia datele personale. Și asta mă bucură pentru că, deși Samsung lucrează împreună cu Google, nu le dă chiar tot și ne mai dă ceva și nouă. Și faptul că pe browser lor se pot pune extensii e foarte bine, că pe Chrome nu și se pot pune ceva extensii, dar nu suficient de multe pentru a opri tracking-ul. Alternativa mai este evident Firefox-ul. Uite, spre exemplu, dacă dai pe disconnect, îți face și o verificare. Și acum am protection on. Și ca să vă dați seama, aici sunt o parte din pluginurile care deja trag informații din telefoane pe care ai vrea să încerci să le blochezi și browserul lor începe să facă chestia asta. Accentul acesta pe privacy, pe intimitatea datelor tale personale, devine din ce în ce mai important, mai ales de când am văzut tot felul de studii și de experimente care au arătat că telefoanele cu Android raportează la Google localizarea lor, chiar dacă sunt în airplane mode și chiar dacă tu nu ai dat acceptul, simplu faptul că ai activat, spre exemplu, vremea, trimite datele către Google. Și chiar dacă nu ai telefonul activ, ai datele oprite și Wi-Fi-ul oprit, își memorează locurile pe unde a fost și prima dată când s-a conectat la internet o să le trimită. Nu o să intru în foarte multe detalii, sunt o mulțime de lucruri interesante, și prin zona de setări, te lasă să le experimentezi. Nu uita totuși de Digital Wellbeing, unde poți să vezi cât ai stat pe telefon. I am deja ora 45 astăzi, de câte ori am deblocat telefonul, câte notificări am primit și am o funcție care îi spune telefonului să blocheze notificările înainte să mă duc la culcare și să treacă telefonul în alb-negru astfel încât să devină mai puțin interesant. Culorile ne stimulează foarte tare, lumina albastră ne ține treji, iar telefoanele ne pot băga în depresie atunci când noi credem că ele sunt aici doar ca să ne ajute. Sunt ca o unealtă pe care o folosești mult prea des până când devii prea dependent de ea. Ar trebui ca telefonul să-l folosim atât când ne trebuie nouă și multe alte lucruri importante. Eu cred că Androidul 9 cu One UI, odată ce primește toate update-urile, toate patch de soft, merită și el un clip separat, dar îmi place cum a fost organizat. Toate setările le poți găsi printr-o simplă căutare în zona de setări. De exemplu, dacă vrei update, poți să vezi cel mai, cea mai recentă versiune, o cauți de aici. Repede să vă arăt și cum se face deblocarea. Senzorul de amprentă este în partea de jos a ecranului și dacă ți-ai înregistrat amprenta cu ecranul stins, se deblochează automat. Să ții minte că este întotdeauna în partea asta de jos. Te vezi? Am apăsat prea sus. Deci, cu ecran stins și se deblochează instantaneu. Altă soluție biometrică, îți spuneam că nu există. Și a doua este încărcarea aceea wireless, cu care noi ne-am jucat deja și funcționează fără probleme. Te duce la widgeturi și activezi wireless power share. Am niște informații aici în legătură cu ce device-uri pot încărca. Merge pe telefoane, pe orice suportă wireless charging ready to connect, îl pun cu fața în jos și scot oricare alt telefon și îl pun aici. Are o bobine suficient de mare încât poate încărca și alte telefoane și alte accesorii și face și un sunet ca să confirme atingerea. În momentul ăsta se încarcă wireless și de la 69% îmi spune că într-o oră și 18 o să încarce telefonul ăsta. Noi am testat și e pe bune, nu încarcă lent deloc. Acum a oprit wireless power share-ul și dacă vreau să adaug următorul accesoriu la încărcat, trebuie să vin aici și să apăs din nou pe Wireless Power Share, îl pun cu fața în jos și vin cu o pereche de căști. Care în momentul acesta se încarcă, confirmă LED-ul. Iar aici am aceste noi, noile iconics pe care le-am împerecheat neașteptat de ușor cu un S10+. Plus. pur și simplu la apropii de telefon, o să le vadă, automat te întreabă dacă vrei să le împerechezi și funcționează. Nu se aud rău. Dar cred că o să le acordăm mai mult timp pentru un review dedicat. Sunt mai mici cu 30% decât cele dinainte și se aud mai bine. Uh, wireless PowerShare este activ. Pot să încarc și ceasul. Deci acum se încarcă și dacă îmi dai cablu pot să încarc și telefonul în timp ce se încarcă ceasul deasupra. Deci se încarcă și el. Și încarcă mai departe și ceasul. E recomandat să folosești totuși încărcător original pentru chestii de genul ăsta. Și iPhone-ul se încarcă instantaneu. Și cu și fără priză. Este o soluție mai degrabă de urgență, dar când ai o baterie de 4100 de mAh și cineva te roagă să-l scoți din belea că nu mai are baterie pe telefon, s-ar putea să fie de ajutor. Iar pentru ceas care are o baterie destul de mică, îl poți încărca complet și nu pierzi mai mult de 10-20%, cred eu, din bateria telefonului. Acum, scopul meu nu era să te convins să-ți iei 10 am încercat doar să-ți arăt în mare cam care sunt lucrurile. Cam astea sunt diferențele importante față de generația anterioară. Dacă este să-l compar cu un S9 dacă ai deja un S9 nu ai niciun motiv să schimbi. La fel dacă ai un S8 Plus. De la S8 încoace, Samsung face niște telefoane foarte bune care țin mai mult de un an, chiar doi. Și asta este un lucru bun, am mai zis este asta și în primul meu contact, eu cred că e bine că telefoanele sunt din ce în ce mai fiabile, că le schimbam prea des. S10 Plus îl recomand pentru cei care au un S7 7 Edge. De la S6 în jos, cu siguranță meriți un upgrade, dacă nu te dau din casă afară sau dacă te dau sau... Nu, nu, niciodată nu-i bună gluma asta, nu știu cine a inventat-o. 1000 de euro pentru telefonul ăsta mi se pare mult, de aceea mă aștept la niște oferte bune la conectarea la niște abonamente. 90% din telefoanele acestea se vând oricum la abonament. uite te după cea mai bună opțiune pentru tine, pentru că o să vrei să te poți bucura de content, de video și de muzică pe acest device. Difuzorul nu o să-ți arăt cum se aude, mai bine ții niște căști pentru care da, ai în continuare jack. Ultimul super smartphone cu jack. Dar unul dintre ultimele Samsung-uri cu Jack. Pentru că, dacă ai fost atent la Samsung Fold, are sau nu are Jack. Nu are Jack. Așa că, după ce am cobit noi mult despre Jack-ul care a fost scos de ceilalți, Samsung o să-l scoată și ei până la urmă, pentru că, la 200 și ceva de euro, căștile astea sunt un deal mai bun decât niște căști pe fir pentru ei, nu pentru tine. Căștile lor, însă, pe fir sunt cel puțin la fel de bune. Și pe mine mă interesează mufa G ca să pot să pun și eu la valieră într-un astfel de telefon, pentru că îl pot folosi și pe, pentru vlogging la o adică. Părerea mea este că da, e un telefon reușit. Da, este foarte scump și nu recomand ca un upgrade prea timpuriu. Este cu siguranță unul dintre cele mai performante telefoane din 2019, dar suntem... Uh, aproape de finalul lunii februarie și abia acum începe avalanșa de la toți ceilalți producători. Sunt funcții pe care le vedem deja pe majoritatea telefonelor de top. Competiția este foarte, foarte strânsă, iar diferențele sunt mai degrabă de flavor, de aromă. Fac telefoane foarte bune, toți cei din top și de aceea sunt atât de încântat de telefonul care se împăturește. De la care am niște așteptări limitate, că e doar prima generație, dar despre el o să vorbim într-un alt clip. Aștept impresiile tale despre Samsung Galaxy S10 după un review atât de complicat și gândește-te că am lăsat deoparte toate setările, aplicația de cameră și One ui uh, Mai multe informații despre el și pe blog, unde îți spuneam că ai o galerie de poze pe care le poți vedea și spunem la comentarii părerea ta sinceră. Nu aș vrea o dispută de versus, ăsta versus celelalte. Mă interesează dacă ce ți-am arătat chiar te poate ajuta în viața de zi cu zi. Te interesează o cameră triplă? Te interesează să ai încărcare wireless reversibilă? Te interesează un ecran cu o decupare așa de mică sau nu te deranjează nici nociu? Hai să intrăm în conversație mai jos la comentarii. Nu uita să dai un like acestui clip dacă ți-a fost de folos, un share ca să ajute și pe prietenii tăi și un subscribe. Un subscribe. Ca să fie bine.